Până ziua și prin comisie, în continuare la lecție. Nu, 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 nu. Poate că nu mai ești cu da? Poftim. Vreți să zice la 244. Deci 21, apoi 139. 196. 225. Poate l-am închis eu. Acum eu l-am evaluat. Da? Da. 225, da? 225, apoi. Cred că deja s-a închis 200. Nu, dar mai vedem câteva. 15 la 225. 256. Da? 256. 289. 324 și până la 440 o să, până la 400, care înseamnă 20 la pătrat, trebuie să știi pe asta, da? Și noi am avut între 100 și 200. Ia, sunt 121. Asta, da? 121. 144. 169. 3 la 2 plus 1 pe lângă 1 plus 3 la 3. Așa. Și
va fi 2 la 2-a, ori 3 la 2-a, ori 4, ori 4, ai zis 2 la 2-a. Da. Vini 2 la 2-a, ori 3 la 2-a, ori 4, care e cam mai departe. Care este cam mai departe, avem aceeași exponență. 2 peste tot și egal cu 2 ori 3 ori 2, totul la 2. Da, adică 12 la 2. Și face 12 totul la 2 și gata, ești fericit. 2 la 4 plus 9. 2 la 4 plus 9. Egal cu... Nu calculez. Eu altceva, puteți pe putere. Păi nu, o să scriu ca 3 la 2. Așa. Deci, 2 la 4, da? Plus 3 la 2. Ei, mai am o șansă să-ți fac ceva, să fac o jumătărie? Nu. Ce crede faci în condiții în care te află blocat așa? Calculăm. Calculăm, sigur. Și 2 la 4 face cât? 2 la 4 face 16. Da. Plus 3. 16 plus 19. 19. Este egal cu 25. Care înseamnă? Că este pătrat perfect. 5 la 2. Terminat. Nu mai ajută. 2 la 4 plus 3 la 2 sau 2 la 2 plus la 2. Am încercat. Așa încearcă și ea, dacă poți face 2 la 2 tot la 2, da? Dar plus 3 la 2. Trebuie blocate. Trebuie blocate. Deci faci calculul. Faci calculul. Și ultimul număr. 3 la 3 plus 7 ori 3 la 5. 3 la 3 plus 7 ori 3 la 5. Tot în paranteze, da? Nu, nu. 7 ori 3 la 5. 3 la 5. O sumă. Da. Să scot pe 3 la 3, că da. 3 la 3. 3 la 3 și mă rog pe lângă. 1 plus 7 ori 3 la 2. Da. Și va fi 3 la 3. Așa. Pe lângă. 1 8 ori 9. Ai intrat 1 și 7, da? Nu. Care e de mine ce mi-ai făcut? O adunat? Da, am prins. Păi 8 ori 3 la 2. Complicație, zice. Dar n-am văzut eu, nu prea m-am prins. Ce trebuie să facem? Facem o mulțire. Calul cu 7 ori 9. 50. 7 ori 9. 7 ori 9. 63. 3 și 1, 64. Ori 64. Nu e cam de parte cu 3 la a 3-a ori. 64, care e... 64, pot să scriu ca... 8 la 2-a. Ori 8 la 2-a, corect. Și cam mai departe cu... 64, 3 la 6-a. Calculăm. Da. 3 la 3-a, 27 ori 64. Deci 3 la 3-a, dar după face tot calculul ăsta, nu prea mi-a venit, nu prea mi-l îndemână. Mai întâi, hai să încercăm să umblăm la 8-ul ăsta. Să umblăm 2 la 2-a, 2 la 2-a. 8-ul e 2 la 3-a. 2 la 3-a, 2 la 3-a. 2 la 3-a, totul la 2-a. 2 la 3-a, totul la 2-a. Tot la 2-a. Și nu mă duc prea bine. În condițiile astea, când ai reușit, noi urmăresc să avem tot, peste tot, totul la 2-a. Deci să fii peste tot, totul la 2. 8 la 2. E sănătate. Și ori între ele. Și nu am în componență un 3 în 8. Că dacă aș avea un 3, l-aș lipi de 3 la 3 ăsta și aș face 3 la 4. De aceea, ca să dovedesc că nu poate fi pătrat perfect, pe 3 la 3, zic 3 la 2 ori în 3. Deci egal mai departe cu 3 la 2 ori în 3. Ori 8 la 2. Și egal cu. Mamă, și la... 3 ori 8. 3 ori 8, care e 24 la 2. Deci 24 la a 2. Ori 3. 3. Și 3 ăsta e trist. 3 ăsta e trist. Nu mai are cum. N-avem șanse să facem rost de 3. Oare avem nevoie cu șanse să facem rost de 3? Nu avem.
E 24 după 2, ori 3 ăsta care stă trist aici și înseamnă că va fi egal. Nu este pătrat. Da? Fiindcă ăsta a rămas de unul singur și nu poate fi la a doua. Ei iau de la început. Atenție. Deci, cum știm, din vorba de urmă ce am scos pe maximul putință, 3 la teta. 3 la 3 am scos în factor comun. Mi-a rămas 1 plus 7 ori 3 la 2. Au făcut aici 7 ori 9, 63 și 1, 64. 64 este 1 la 2, dar simt clar de aici încolo, că nu v-am spus pe trapă, pentru că e 3 la 3. S-a făcut 3 la 2, dar rămâne un 3. Eu de aici puteam să termine ieșință, dar am mers în pătrunare și am dovedit. Am zis pe 3 la 3, a spus ca 3 la 2 ori în 3. De acord? Da. Și ăsta la 2 la 2 înmulțește 24 la 2 și rămâne un 3. Și acel 3 nu-i mai vine în sprijin nimeni. N-are niciun alt 3. Deci dacă nu poți să duci ca totul la 2, nu-i pătrat perfect. Asta este. Asta nu-i înțeleagă. Deci nu-i pătrat perfect. Un număr pe care nu poți scrie ca fi ceva la a doua. Tot. Sau un număr care se termină în 2, 3, 7 și 8, nu-i pătrat perfect. Și am mai găsit număr. Un număr care scrie de tipul 2 pe lângă 2K plus 1, număr de tipul 4K plus 2. Am zis. Da. Da, mergi mai departe. 4. Scrie pătratele perfecte de două cifre. Scrieți. Pătratele perfecte de două cifre. Pătratele perfecte de două cifre. De două cifre. De două cifre. 16, 25, 32. 16, 25, cum? 36. Așa, mă. 36. 36. 64 da. Și 81, corect. 81 și cam oprit, da? Că din 5. Calculați. Amin. 2 la 0 plus 2 la 2 plus 2 la 3. 2 la 2 plus 3 la 3. Trebuie să faci calcul complet aici. Da. Egal cu? Cu 13. 13. Dar tot ca numai, pas cu pas. Adică 1, dar asta nu se vede. 1 plus 4 plus 8. Corect. Și egal cu 8 plus 4 plus 10 și cu 1 de bun. B. 10 plus 10 la a doua plus 10 la a treia. B. 10 plus 10 la a doua plus 10 la a treia. Ia să vedem, citem, stați mai aici. Poți să scopri 10 în factor bun, ca să fie ușor corect. Și opri 10 pe lângă 10 la 1, plus 10 la 3, plus 10 la 2. Așa, care face? Care face 10 ori 20 plus 10, 30. De unde sunt tot 20? 10 ori 2. 2 de 20, domn profesor. 10 ori 2, 10 la 2. Eu sunt acolo de la mine. 10 ori 10, nu 10 ori 2. 10 la 2, 10 ori 10. Atenție! Tu ai zis 10 ori 2, nu? Da. Nu se poate să ceri așa. Ai voie. Ce? 10 la 2 înseamnă 10 ori 10. 10, deci 100, 10 și 1, 11. De 10 ori 11. 10 ori 111. Ce face egal mai departe? 111. Așa, dar e mai atenție la text. 1110. 1110, da? Corect. B. 3 plus... A, B... A, B, ce era? C. 17 la 0 plus 17. Da, bine. 18. Face 18, așa, corect. Da, bravo. B. 3 plus 3 ori 3 la 2. Plus 3 ori 3 la 2. 4 la 2. Da. Scoți pe 3 plus 1. Pe 3, da, 3 pe lângă. 3 pe lângă 1 plus...
9. Da, plus 9. Și face 3. 3 ori 10. 30. Corect. 27 minus 7. Tot împărțit la 2 la a doua. 27 minus 6. Minus 7. Minus 7. Totul de împărțit la 2 la a doua. 2 la a doua. 5. Adică 20 împărțit la 4 e cam cu 5. Și e 127 minus 3 ori 3 la a doua, totul de împărțit la 10 la a doua. Deci cât vine? 127 minus 9. Minus 27. Da. 100 împărțit la 101. 1. Termină. Hai să simt să fac 20. 6. Așa. Efectuați. A. 1 la 1, plus 2 la 2, plus 3 la 3. 1 la 3, plus 3 la 2. 1 3 la 3, plus 4 la 4. Ce se întâmplă? 1 plus hai. 1 plus 4 plus 27 plus 4 4. 16 ori 16, mai zis? 256. E pătratul perfect, nu? 256. Este egal cu 256 plus este atât. 1 plus 4 plus 27 plus 256. Da, și apare că nu vreau să fac mai întâi 1 plus 4 plus 32, 32. Deci 1 plus 4, 5 plus 7, 12. 32. 256 este iar cu 278. 288. 288. Da. Bun. B. 4 la 4, minus 3 la 3, minus 2 la 2, minus 1. Păi am deja făcut sus. Adică 206. 4 la 4 e 256. 256 minus 32. Minus 32. 1. Așa e bine? Poate e bine. E 27 minus 4. Da, e bine. 31 minus 32, da? Minus 32, e egal cu? 224. 224. Bun. Ce? 1 la 2 la 3, a? 1 la 2 la... Nu. 1 la 2 la 3, la 3 în scară. Da, în scară. Da. Plus 3 la 1 la 2. Plus 2 la 3 la 1. Gata. Asta e? Da. 1 la 8, bun. Plus 3 la 3. Plus 3 la? 1 la 3. Da. Plus 2 plus 8. Păi zic 2 la 3. 2 la 3. Așa. Și egal cu 2. Și egal cu 1 plus 3 plus 8. Este egal cu... Așa. Aici, la 10 la 2, știi pătratele perfecte? Da, dar nu ne trebuie.
Nu prea le știi, nu? La ce la? La pătrate de verde. Când le știi de rost, nu prea le știi. Păi, vedeți. Ai văzut până la 4, adică până la 4, până la 20, la 4, deci ai să vezi în contratul cui? Poate. Păi, da, ne arată să-mi iasă. Lasă să vedem. Da? 256? Are 16. 17. 384. 418. Așa. Și... 400. 400 de lui 20. 441. Eu la la până la 20, dar la 21 nu fac la 24 și la 21. Comparați numerele. Eu la test, da? Da. Testul? Testul 6. 6. Comparați numerele. Comparați. Numerele. 2 la 4 cu 3 la 4. 2 la 4 cu 3 la 4. Hai, da. De la 4 la 4. Păi 3 la 4 e mai mare. Păi au cere și spuneți, baza deja, da? Deci de aici în că 3 la 4 e mai mare decât de la 4. Apoi, 101 la 2. 101 la 2. Cu 110 la 2. Cu 110 la 2. 110 la 2. Deci, 110 la 2 e mai mare decât 101 la 2. Apoi. Determinați numărul natural care verifică relațiile. Asta a fost da. 2. Determinați numărul natural care verifică relațiile. Ce verifică? Relațiile. A. Relațiile. Lista a doua părțirea 2 la 2. Lista a doua părțirea? La 2 la 2. Egal cu 3 la 2 la 2 la 2. Păi îmi face x la a doua ori 2 la 2 este egal cu 9 la a doua. Așa am tot la a doua. Deci asta va face 9 la a doua, da? Da. Deci e echivalent. Hai să transmit într-un altceva. X la a doua împărțit la 2 la a doua egal cu 9 la a doua. Acum pot ști că ca să aflu pe X, trebuie să fac 90. Atenție! Ca să aflu pe X, știi din clasa a 4-a. De împărțitul egal cu împărțitorul ori cât? Deci X la a doua, X la a doua egal cu 9 la a doua, ori 2 la a doua. Adică egal cu 18 la a doua. Adică de aici X rezultă, egal cu cât? 18 la 8. 18, da? X egal cu 18. 25 la a doua. 25 la a doua. Minus X la a doua. Egal cu 24 la a doua. 24 la a doua. Minus X la a doua. Egal cu 24 la a doua. Păi, ținem așa, trebuie să facem 25 minus 24 și urmăm la X. 25 minus 24. Care X va fi egal cu? Deci să zicem și noi, că 25 X la a doua de aici. X la a doua este egal cu 25 la a doua minus 24 la a doua. X la a doua este egal cu 1 la a doua. Cum ai zis? 25 minus 24, nu? Da. Dar aia mă poți ajuta aici? Da. Deci, x la 2 egal cu... De aici, x la 2 egal 25 la 2 minus 24 la 2. Că face aici. Nu știi, minus 24, el zice, face 1 la 2. Nu. La 10. Dar cât face? Cum face? Cum face? Păi, eu dăm pe 20. Nu puteți să scoatem la urmă. 24 nu poți să le zici, 25 nu poți să le zici, 24.
Pe 24 la a doua, 24 la a doua este egal, sau 25 la a doua este egal cu 24 la a doua ori 2. 24 la a doua ori 24. 24, 25 la a doua este egal cu 24 la a doua. Ori 2? Nu, ori 24, ca să mai vin o dată. Sau nu. Atenție multă. Atenție, că e un lucru. Noi, cum vă zicea, 25 din 24, tot la doua e mare greșeală, nici ce spui tu nu e corect. Ce ne facem aici? Calculăm. Calculăm, mai. 25 la 6, 25. 25 la 6, 25. 25 minus 24 la a doua. Atenție, așa se face aici. A lucrurile acestea trebuie să fie foarte atent, nu trecură în greșeli. Da? 24, parcă 24, 576 și 6 din 15, 49. Și atât x la 2 egal cu 49, care înseamnă 7 la a doua. Deci, du-te pe x egal cu? X egal cu 7. Este... Deci ce am învățat de aici? Aici. Aici este mare problemă. Am scos fix la doua, cum știam să facem încât de clasă. Am ajuns aici. Nu este un produs ca să fie totul la a doua. Să zici 25 ori 24. Dacă e scădere sau adunare, nu poți spune totul la a doua. Da? Și calculați efectivă. Calculăm efectivă, da. X împărțit la 10 la a treia. X împărțit la 10. La a treia egal cu 10 la a doua. 10 la a treia egal cu 10 la a doua. X egal cu? X împărțit la 10 la a treia egal cu 10 la a doua. X egal cu 10 la a treia ori 10 la a doua. Și acum? Am aceleași fază. Face 10 la? 10 la a 5. 5. Apoi. 144 împărțit la x egal cu 3 la a doua. 144 împărțit la x egal cu 3 la a doua. Împărțit la x? Da. Așa că pe x egal cu? Adică x egal cu 144 împărțit la 8. X egal cu 144. Împărțit la 9. Care la 9 la 9? Da, la 3 la 9, deci la 9. Și egal cu? 9, 244. Mă, 244 poate scrie 12 la 2. Perfect. Deci egal cu 12 la 2, împărțit la 3 la 2. Aici, când e împărțirii sau mulțirii, pot să fac totul la 2. Deci egal cu 12 împărțit la 3. 4 la 2. 4 la 2. 4 la 2. Da? Da. Mai. 324 împărțit la 5 la x. Împărțit la 5, 5 la x. Da. Egal cu 3 la 2 ori 2, totul la 2. 3 la 2 ori 2. Totul la 2. Fac asta la 2. Ceva nimic. Că 324... E pătrat perfect, da. Am scutat pe 8. Îl pot scrie 18 la a doua. 18 la a doua. Deci, înseamnă că scriu așa. 18... 18 la a doua... Împărțit la 5 la x, egal cu 3 la a doua... 2 la a doua... Totul la a doua. Deci, 2 la a doua era aici? Era. Era și 2 la 2? Nu, nu. Numai în 2 așa. Da. Totul la 2. Așa. Păi de la spate, să zic, la 2. Facem aici. Da. 9 ori 2, 18. Da. Deci echivalentul a spune 18 la 2, împărțit la 5 la 2. Egal cu? Deci, nu se pare rău, dar și mai. Am ajuns, a scris-o la 12 la 2. Noi bine, bine. Dar mie nu știu dacă faceam 3 la 2, 2 la 2, 2 la 2, 2 la 2. Da, dar uite, îi concentra foarte bine. Aici e 5 la x. 5 la x, da. 8
18 și la a doua împărțire. Ce să facem acum? 5. Putem să-i împărțim pe 18 și la a doua și... Păi 5 la X nu e acolo ăsta învățul ăsta? Da. Deci 5 la X, deci îl ducă. 5 la X egal cu 18 la a doua împărțit la 18 la a doua. Și 18 împărțit la 18 face 18 la 0. Face 1 la a doua, 1, nu? Da. Deci 5 la x egal cu 1, adică x egal cu 5 la x egal cu 0. X egal cu 0, sigur. Adică x egal cu 5 la 0. Am înțeles. Domnul profesor, când am scris noi atunci că era greșit în carte, doamna nu credea că e greșit. Și o insista neapărat să facem. Bine. Exercițiul 6. Următorul, 3. Da. Verificați dacă. Dacă. Paranteză. 2 la 3 plus 2 ori 2 la 4. 2 la 3 plus 2. 2 ori 2 la 4 plus 2 la 9. Totul de împărțit la 8 plus, despre toată paranteză, 8 plus 2 la 12. Împărțit la 2 la 3 plus 2 la 5. Plus 3 la 5. A 5-a. Este egal cu 1. Da, da, acolo. Hai, zice. Vedeam dacă nu-i la 1. Da. Te rog. Pe 2 la 10 îl pot scrie ca 2 la... Să scriu pe 10 cum e pătra perfect. Da, idei. 2 la 3 asta cât este? 8. 8. L-am văzut aici. 2 la 4. 2 la 5, nu? Plus 2 la 9. Hai să scriem așa. Să lăsăm în formă asta. Da. Da. Deci e egal cu 2 la 3, vorbește. 2 la 3 plus 2 ori 2 la 4. Adică 2 la 5, poți să zici. Da, 2 la 5. Da. Plus? Plus 2 la 9. Da, totul e împărțit la... Totul e împărțit la... 8 e 2 la 3. Da, 8 este 2 la 3. 2 la 3 plus... Aș putea să fac... 2 la... 2 la... 13 minus. 3. 3, care de... va da 2 la... La 9. La 9. La 9. La 9. Așa. Plus 2 la... 5. La 5. Și? Și eu sunt foarte bucuros și pot să-mi fac parantezele între ele. Și facem? 1. 1. Asta trebuia să rezolvăm. Facem 1. Și B. B. 5 plus 2 ori 2 la 8, da? Plus 2 la 48 împărțit la 2 la 18. 2 la 48 împărțit la 2 la 18. 2 la 8. Totul împărțit la paranteză pătrată 5 plus 2 la 12 împărțit la 2 la 3 plus 2 la 5 totul la 6. Dacă de 5 totul la 6, totul la 6 de 2 la 5. Așa. Paranteza pătrată ați închis-o. E bine, era pătrată din cauza la ăsta. Așa. Așa. Și dacă de 2. Calculăm. Calculăm. Putem face împărțirea și 5 plus 5 plus, deci egal cu 5 plus 5 plus 2 la 9 da. Plus 2 la 30 2 la 30 fără sunt de paranteza ori da. Împărțit. La 5 plus 2 la 4. Nu, 2 la 9. 2 la 9, da. Plus 2 la 30. Corect. Și așa putem împărți și ne va da 1. Ne va da 1 și ne va da 2.
Este o greșeală undeva? Mai citesc o dată. 5 plus 2 ori 2 la 8, da. Plus 2 la 48 împărțit la 2 la 18. Da. Tot într-o paranteză, împărțit la 5 plus 2 la 12 împărțit la 2 la 3. Da. Plus 2 la 5 la 6. Da. Tot la 6 sau la 6? În scară. Nu, 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 nu. 2 la 3 tot la 6. 2 la 5 tot la 6. Să dea 2. Nu dă 2. Să verificăm. Păi zice verificați. Diferit de 2. Deci e diferit de 2. Pe unul a dat 1. Putem să spunem așa, uite, e egal cu 1, care e diferit de 2. Păi și spunem că ne dă. Corect. Următorul exercițiu. Arătați că oricare ar fi numărul natural X, oricare ar fi numărul natural X, 5X plus 2 nu poate fi pătrat perfect. 5X plus 2 nu poate fi pătrat perfect. Păi dacă, cum am spus dumneavoastră, să ne gândim că x este 2, vom face 5 ori 2, că ne va da 10 plus 2, 12, adică nu poate fi pătrat perfect. În situația x, 2. Da, dacă punem x, 1, este, nu este pătrat perfect. Nici. Dacă punem x, 3, 15 plus 2, nu este pătrat perfect. Hai să observăm ceva. Orice x am pune. Deci, din câteva exemple particulare, am înțeles că le-ai zis 2, 10 și 2, 12. Deci, 5 ori X, 5 ori X se termine? Mereu într-un cifră pară. Nu, 5 ori X, în ce se termină ultima cifră la înmulțirea cu 5? Au încălzit? 5 sau 0. 5 sau 0. Și dacă noi vom adăuga la 7, 2, la 5, 2, mereu ne va da 7, adică nu va fi pătrat perfect. Și când vom avea 0 și vom adăuga 2, niciodată nu va fi pătrat perfect. Deci, hai să zicem așa. 5 ori x plus 2 egal cu un număr. Odată, puncte, puncte, 0 plus 2, care înseamnă puncte, puncte, ultima cifră 2. Sau, tot atât de bine, va spune un număr domn cu ultima cifră 5 plus 2, care mă zice un număr cu 7. Și, fiindcă se termină cu 2 sau 7, nu este pătrat perfect. Deci nu este pătrat perfect. Bine. Calculați ultima cifră a numărului. 5, da? Da. Calculați. Ultima cifră. Anul 2 la 2020. Cifră. A numărului. 2 la 2020. 2 la 2020. Plus 6 la 2019. 2019. Plus 2018 la puterea 0. 2018. 2018. La puterea 0. 0. Egal. Păi știm că numărul 6 mereu se termină 4. 6 la orice putere? Se termină 4 și 6. Când se termină? 6 la... Dă-mi o situație când se termină 4. 6... 6 la 1, 6, 6 la 2, 3, 6, tot 6, 6 la 3... Mai niciodată nu mai poate. Numai în 6. Da, 6. Deci cu ăsta e clarificat, că e numai 6. 2 la 18 este un număr. 2 la puterea 2018 este mereu un număr. Și acum ne trebuie să calculăm la 2020, deoarece acesta e 4, are 2, 4, 6 și 8. Deci ultima cifră e 2, 4, 6 și 8. Deci e o ciclicitate de lungime 4. Da, adică eu voi putea scrie 2020 împărțit la 4. Deci asta, dacă vrei de ciclicității, de lungime 4, trebuie să împărțim la 4. Deci știm așa, că 2 la punctul de 4, 2 la 4 ca... Ca și cum ar fi...
Deci 2 la 4 cap, adică cau este 1. 2 la 4 cap. Să scriem 4 cap plus 1. Mai zici 2 la 4 cap. Hai să mergem așa. 4 cap plus 2. O secundă. Cât facem? 2 la 4. Hai să vedem. 2 la 4. Dar nu trebuie să vedem 2 la 2. Bine. Hai, 2 la 2, totul la 2. Și care ne face cât? Face 4 la 2. Adică cât? Ce mă ții? 16. 16, da? Cu 6 ultima cifră. 2 la 4K plus 1 va fi un număr cu ultima cifră? 7. Păi de ce 7? 8. De ce zici 8? Îi mulțești pe asta cu un 2. Pe 2. 6 ori 2? 12. Deci, e ultima cifră 2. 2 la 4K plus 2 are ultima cifră. Are ultima cifră 6 ori 2. 6 ori 4. De ce 6 ori 4? E bine și așa, dar asta de aici... Adică 4. Deci e un număr. Nu? 4. Era bun, dar făceam 6 ori 4. Tot așa ajunge. Că tu de la multiplu de 4 îi mulțeai cu 2 la 2, care înseamnă 4. Da? Da? Tot timpul ca să faci legătura de înainte cu încă un 2. 2 la 4K plus 3 este un număr lung care nu se mai știe. Mină un 8. De 4? 8, da? 8. Ei, deci la multiplu de 4, la 4K, ultima cifră 6, când s-a împărțit fără rest, exista 4K plus 1, ultima cifră 2, 4K plus 2, ultima cifră este 4, 4K plus 3. Parcă ar fi 2 la 2 care e 4, 2 la 1 care e 2, 2 la 3 care este 8. Da. Și acum, pe 2020 și vom împărți la 4. Exact. Deoarece avem 4 ultime cifre, este număr de 4. Hai. 2020 împărțit la 4, este egal cu 505. Da. Ultima cifră a lui 2 la 2020 este egal cu 2 la 4 ori 505, adică ultima cifră va fi 6. Da, deci ultima cifră este 6. 6. Și atunci putem să aflăm rezultatul. Da. Deci, care va fi acum rezultatul? 13. Deci va veni ultima cifră 6. Număr lung, ultima cifră 6, plus. Plus un număr lung cu o cifră 6. Tot 6. Plus 1. Așa. Care este egal cu 13. Deci egal cu 1. Va fi. 3, da. 13. Păi, a, da, ultima cifră este 3. Asta mi-a interesat. Da. Deci e numărul, ultima cifră 3, da. Bun. 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 Hai să continuăm tot un pic. Da. Cu la mașină. Da. Dar, hai să vedem ce trebuie să facem. Ce nu stăpânești? Unde? Unde am lucrat? Tot așa, unde pe aici. Pornește unde trebuie să fie. Aici. Am lucrat. Asta am văzut. Ce vrei să lucrăm de pe aici? Unde stăm? Tot am lucrat de pe aici. Tot am lucrat. Aproape terminam. Avem testul ăsta. Hai să-l cer și pe aceea. Da? Să scriem în urmă că se doare. Hai. Dar cu ultima cifră ai înțeles? Da. Ultima cifră am înțeles. Sigur? Sigur. Hai să facem așa. Deci, ai spus să scriem în urmă că se doare numele, da? Da. Deci, avem așa. Scrieți în ordine crescătoare numerele 2 la puterea 22 cu 2 la a doua, totul la a doua, și, cu 222 și 2 la a doua, la a doua. Ha. Ia să vedem.
Cum vor fi? Pe 3-2 ani putem face nimic, așa că lăsăm. De la 22? Da. Îl lăsăm așa, da? Și va fi 2 la 2. Deci la 2 la 22 îl lăsăm așa. Da. Următorul ar fi 2 la 4. 2 la 4. 222. Cât o să fie? 222? N-avem ce să-i facem? Nu. Nu. Pentru că nu pot să fac 4-a perfect, de aceea ultima cifră este 2. Da. Și ce putem maxim să facem? Să facem, să scriem că e 2, 111, nu? Da. Ca să facem totuși un 2, că se tot vedem un 2, da? Sau ce să-i facem cu asta? Așa. Așa, nu? Da. Următorul va fi 2 la 4. 2 la... A 4. La 2 la 2 la 4, da? Bun. Acum m-am încercat să comparăm. Da. Așa că eu m-am gândit să fac... Păi 2 la 4 cu 2 la 4 a fi egal. Sunt egal, adică... Da. Am zis care este mai mare, 2 la 22 sau 222. Asta zic. Ia să nu putem să calculăm. Păi 2 la 22 nici nu ne omorăm să calculăm. Pentru că noi știm că 2 la 10, așa poate fi. 2 la 10. 2 la 10, care înseamnă cât? 1024. 1024 este cum? Mai mare decât 222. Da. Asta înseamnă că deci asta înseamnă 2 la 22 este mai mare decât. Deci a trebuit că 2 la 2 este mai mare decât 2 care e mai mare decât 2 mare decât 2 la 2. Dar crescătoare sau descrescătoare, vreau să-i așezăm? Crescătoare. Crescătoare. Deci atunci invers trebuie să vorbim. Da. Dar noi am analiza care am făcut-o între 2 la 22 și 2 la 222. Deci 2 la 10. Am făcut de la ceva ce știm. 2 la 10 știm că fac 1024. Știm, e mai mare decât? 222. Noi puteam să mergem și la un număr mai mic aici? Da. La 9. La 9. Că 2 la 9 e 500 și. La 8 puteam să mergem? Da. E 256. Care de... Și 2 la 8 era mai mare. Și 222. Și 2 la 7. 2 la 7 am impresia că e 256, împărtat 2 e 100 și. Nu mai e. Vedem. Dacă noi facem putem 3 cu 2. Și vedem. Știi? Noi știm că 2 la 3 e 8. 2 la 4 e 16. 2 la 5 e 32. 2 la 6 e 64. 2 la 7 e 128. Da. Deci mai puteam să zicem că 2 la 7 e mai mic? E mai mare decât 222? Nu, dar este mai mic. E mai mic. Deci de la 2 la 8 putem să zicem că e mai mare decât 222, da? Da. Atunci, dacă 2 la 8 e mai mare, 2 la 22, sigur mai mare decât 222, da? Bun. Și acum este autonom crescător? Va fi 2 la 4. 2 la 4. Cu 2 la 4. Da, astea se egale, îl scriu o singură. 222. Sau cum? Da, vrei să scriem așa? Da. Deci 2 la 2, tot la 2, Davide, care este egal cu 2 la 2 la 2. Da. Este același. Da. Și ăsta este mai mic decât ce? Decât 222. Corect. Decât 222. Care e mai mic decât? Decât 2 la 22. 2 la 22. Ai înțeles? Da. Bine. Pe care vrei să mai facem de acolo? Crezi că nu l-ai înțeles? Să mai calculăm încă o dată ultima cifră. Da, hai. 3 la 2018. Acum, deci cât? 3 la 2018. Deci la 3 la 2018, da? Plus 5 la 2019. 2019. Plus la 2017. 7. Asta-i? Da. E la 1. Hai să vedem. 3 la 2018 îl lăsăm un pic în pace. Îl lăsăm. Bun. Plus, noi știm că mereu orice putere la 5 va da 5 la final. Plus. 5. Va da 5. Care va avea la final un 5. Corect? Da. Da. Plus 1 la orice putere? 1. 1. Și acum trebuie să lăsăm ultima cifră lui 3.
trei la treia. Hai să scriem la treia, la trei, singur, da. Uite așa, trei la treia, la trei, da? Trei la a doua este egal cu 9, da? Trei la trei este egal cu 27. Adică un număr care se termină cu 7, da? Și trei la patru, mă interesează la 4K, cum zici tu, 4K. Ăsta, trei la patru, ai fapt. Egal cu? Egal cu 27. 7 ori 3? 7 ori 3. Deci ultima cifra lui ăsta, 1 ori 3? 3 ori 7? 21. 21. Un număr care se va termina? Da? Da, acum nu. Deci să mai merg mai departe, nu mă interesează. Ăsta se comportă egal cu 3 la 4K, ca ai zis tu, ca să nu greșesc. Da. Ăsta la 3 la 4 ca plus 1. De ce? Pentru că e 3 la 1. Da. Da? Ăsta ca 3 la 4 ca plus 2. Și ăsta ca 3 la 4 ca plus 3. Da. Aici plus 3. Ai înțeles? Da. Deci descrii 3 la 1, 3 la 2, 3 la 3, 3 la 4. Tu știi că merg din 4 la 4? Da. Da? Ăsta e 3 la 4, la 4 e 3 la 4 ca. Corect? Acum ce se face? Împărți pe 2018, împărți la 4. Deci pe 2018 îl împărțim la 4. Și la urmă avea 5. 20. 500. 0. 18. 4. 4, 4, 16. 5 separe. Cu rest 2. Ha! Sunt 2. Da, cred că 2. Bun. Deci 504 ori 2. Deci pe 3 la 2018 putem scrie ca 3 la 504 ori 4, adică la 4K, da, plus 2. Plus 2. Și de asta știe că ultima cifră este 9. Cum e? Și că l-ai bunica. Da? Ca e va da un număr cu ultima cifră 9. Și atunci, și ați zis un număr. Calculăm. 9 plus. Va fi egal cu un număr care se termină 9 plus un număr care se termină 5 plus 100 și va da 9 și 1 din acea va fi 5 10 și cu 5, 15 un număr, facă de ultimul cifră va fi 5. Ai înțeles, Daniel? Bun, hai să începem să mai scriu că nu hai, uite, dividendele, da? Scrieți sub formă de putere. Așa. 3 la 2019 minus 3 la 2018. Ia să vedem. Da? Deci să scriem sub formă de putere. 3 la 2019 ori 1 minus 3 la 2018. Așa, ca să spun că așa. 3 la 2019, da? Minus. Da. 3 la 2018. Oare ce vreau să zic? Scrie sub formă de putere, da? Hai să vedem. Cum putem să scriem pe asta? Da, bine. Putem scoate pe 3 la 2018, dar va fi comună. Da. Și va fi 3 la 2018 pe lângă, 3 la 1, da. Minus 1. Minus 1. Și? Și 3 la 2018. Ok, la 3 la 2018. Ori? Pa, ori că. Ori că. Înseamnă că... De ce ce erau să vedeți? L-am scris. Ce l-am scris? Ai înțeles? Da. Poți calculez așa ceva. Da, ești că nu ești un microfon, să-l calculăm. Da? Hai departe, altceva, mai uite-te. Noi avem culegeri dacă vrei la cantabile. Da, dar nu mai găsești nimic. Nu mai găsești nimic la el. Nu, tu lucrezi sistema, da? Eu am aici ce îi dau. Tot testul, da? Da. Ca putem, da? Eu lucrează la visibilitate, că acolo a ajuns, știi? Ia să vedem, da. Ia de pe aici, ce-i sergiu de pe aici. Care ți se pare că... Am găsit-o.
Am găsit. Ai găsit? Hai. Fie în numere. Deci, ăsta e respectiv 1, deci ăsta e 2, da? Da. Fie în numere. Fie în numere. 2 la a doua la a doua, în scară. 2 la a doua la a doua. Adică acesta este A. A. A este 2 la a doua. A mare? Da. Sau amic? Amic, amic. Amic, e egal cu 2 la a doua la a doua, da. Următorul, B mic, da. Este egal cu 2 la 22. B mic e egal cu 2 la 22, da? Da. Da. Și următorul, C este egal cu 222. D, 222, da? Bun, și D. Și D. Este egal cu 22 la 2. 22 la 2, da? Să se stabilească valoarea de adevăr a propozițiilor. A, așa. Mai mic decât ce. A să fie mai mic decât ce, ia să da. A, mai mic decât ce. Mai mic decât ce. Da. Mai mic decât B. Mai mic decât B. Și mai mic decât D. Și mai mic decât B. Ia să vedem dacă e adevărat asta. Cine ia? A este 2 la 2, adică 2 la 4. 2 la 4. Ia să vedem, mai mic decât ce? Da. Zică 222? Da. Mai mic. Mai mic decât B? Zică 2 la 222, când noi l-am lucrat mai înainte, să știi? Da. E mai mic. Zică, când noi l-am demonstrat mai înainte, da? Am avut o rezultată. Da. Și acum dacă e mai mic decât D? Decât 22 la 2. Aia, acum, aici, aici. Deci noi până aici l-am lucrat. În exercițiul da. Anterior, da? Da. Și să vedem dacă 2 la 22 e mai mic decât 22 la 2. Nu cred. Nu știu, nu-i nu de nu cred. Nicio. Nu-i de nu cred. Păi putem calcula 22 ori 22 ori 22. Hai să putem face, da? Da, ia să vedem, să vedem. 22 ori 22. 22 ori 22. Este fals. E fals? 2 la 22 știi cât este? Pentru că dacă 2 la 10 este abia 1024, atunci 2 la 24.